De drept și se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului. Cu tot neamul lui cel adormit, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit el cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i lui. Că nu este om care să fie viu și să nu păcătuiască, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Melchisedec, episcopul Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, dinpreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău. Unde nu este durere, nici întristare, Iisus Hristos, ci viață fără de sfârșit. Tu singur ești fără de moarte, Cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidici, în același pământ vom merge, precum ai poruncit, Cel ce m-ai zidit și m-ai zis: pământe, și în pământ vei merge unde toți pământenii merge, făcând tânguire de îngropare, cântare aleluia. Cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului Hristoase, Dumnezeul nostru, care a dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli
Cheile împărăției cerului, iar după sfântă învierea ta cea de-a treia zi, cu harul tău le-ai dorit puterea de a lega și de lega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dinși pe pământ s-au legat, tot așa să fie delegate și în cer câte de ei pe pământ s-au delegat. Celea ce fi nescursa ta iubire de oameni, ai vrânci și pe noi smeriți și nevrednici robii tăi, să fim moșenitori acelui aș prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm, să delegăm cele ce se întâmplă cu poporul tău. Însuți prea bunule împărate, pe noi smeriți și nevrednici servitorii tăi, iartă robului tău adormit, Melchisedec, episcopul, cu tot neamului cel adormit, orice a greșit omul în această viață și iartă-mi toate câte a păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, de gândul și de legătura pusă în orice chip asupra lui, prin care el însuși din mânie sau din alte pricină s-a legat pe sine, sau de la chereu, sau de la preu, sau de la cineva suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și lucrarea celui rău. Binevoiește prea bunule și multe îndurate, Doamne, ca sufletul lui să așeze cu sfinții, care din veacuri au binefăcut și iară trupul să se dea fericire zidite de tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din mort, cu moarte pe moarte călcând și cel de morminte viață dăruindu-le, adevăratul Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfântului Lazar cel al patrulea zi înviat din mort, sufletul adormitului robului tău, Melchisedec episcopul cu tot neamul lui cel adormit, în corturile dreptului să-L așezi cu dreptul să-L numere, iar pe noi să ne miliardă. Sufletului adormitului robului tău, Melchisedec episcopul, cu tot neamul lui cel adormit și fălui Doamne în veci, veșnică pomenire. Veșnică pomenire. Hristos a pomenire, veșnică fiecare contribuție sau au contribuit cu cărămida rânduitelor de providență să o pună la edificiul spiritualității, culturii, civilizației românești. Și unul din episcopii Nepereche este marele nostru ierar, episcopul Melchisedec, care, așa cum cei care ați fost la liturghie ați auzit din cuvântul oficial pe care l-am întocmit pentru ziua de astăzi,
și care va constitui, zic eu, cred, o filă în plus în dosarul de canonizare care s-a trimis deja la Sinodul Mitropolitan de Iași, la anul, să dea Dumnezeu tot în acest context sărbătoresc, să veniți, poate mai mulți, pentru a cinsti pe Melchisedec ca sfânt al bisericii noastre, adică ca cel care va fi proclamat parte de Sfântul Sinod, după ce se fac demersurile respective potrivit hotărârilor noastre interne ale patriarhiale Sfântului Sinod, după ce se vor trage toate concluziile, avem nădejde că El este Sfânt pentru faptul că nu noi suntem cei care facem Sfinții, ci Dumnezeu, dar pentru faptul că ei și-au consumat deja viața în această istorie, dreptul nostru unanim ca cetățeni, ca fii ai bisericii drept măritoare, să punem picătură cu picătură la edificiul sau la aureola acestui mare om care a fost Melchisedec, episcopul Melchisedec Ștefănescu. Iată, suntem aproape de mormântul lui, suntem în grădina care a lăsat un testament pentru a fi grădiniță de copii, acolo pe frontispiciul unei grădini, veți vedea grădina de copii și veniți în cursul săptămânii și veți vedea copiii cum acestui loc care a fost cumpărat special de Marele Episcop este un mușuroi, unde este o mișcare ca și într-un mușuroi fiecare făcându-și datoria, așa cum într-un mușuroi furnicile își fac datoria și fiecare are rolul său, sau într-un stup de albine cum fiecare albină are rolul său, așa în grădinița de copii este rânduiala. Ați văzut acești copii care sunt purtători de flori și reprezentanții celorlalți care învață aici, fie la grădina de copii Melchisedec, fie în cealaltă parte unde este seminarul, tot întemeiat de Melchisedec Ștefănescu, unde am început școala care se cheamă Mușatinii. Deci urmașii mușatinilor s-au revigorat astăzi și vin la școala noastră pentru a învăța cele ce trebuie de învățat potrivit timpului și cerințelor și exigențelor actuale, dar mai curând pentru a adăuga cărămida lui sau contribuția lui la cinstirea înaintașilor, a părinților, a educatorilor, a celor care ne-au structurat identitatea noastră națională, spirituală și duhovnicească. Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, mulțumim pentru ziua de astăzi. Nu știu dacă pot să numesc pe cineva, să evidențiez pe cineva mai mult sau mai puțin, dar astăzi am văzut aici, în centrul eparhial de la Roman, întreaga eparhie reprezentată prin credincioși de la Opincă la Vlădică, au venit aici să cinstească pe Marele Episcop Melchisedec. Deci vă mulțumesc și vă sărut sufletele fiecare dintre voi care v-ați deschis astăzi ca o floare și Dumnezeu, prin rugăciunile Sfântului Melchisedec, a picurat o picătură de har în cinstea căruia sau cu puterea căruia veți purce de calea mai departe, sionând prin labirintul acestei lumi.